Aș vrea să ne îndreptăm atenția din nou către cuvântul Domnului și la Apocalipsa, capitolul 21, cuvântul Domnului spune, așa cum auzeam și cântarea: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru noi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur în această dimineață să fim din nou împreună în Biserica Betania. Vă aduc salutări sfinte și eu din țară. Biserica din Ipoteș vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Mă bucur că în această dimineață putem să fim împreună și să ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, așa cum spunea fratele, venim de acasă, țara este în febra alegerilor, cel puțin frații penticostali s-au liniștit pentru încă 4 ani, urmează însă să se liniștească și ceilalți români care încă sunt în tulburare, în fervoarea asta a alegerilor, dar merită să ne rugăm Domnului ca Domnul să ridice în fruntea țării un om cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Dumnezeu poate să ne binecuvinteze cum știe El și poate să ridice și să coboare pe împărați. Inima împăratului rămâne ca un râu de apă în mâna Domnului și Domnul îndreaptă încotro vrea. Și oricare ar fi acolo sus, începând cu duminica viitoare înainte, cred că ar trebui să ne rugăm Domnului ca să îndrepte inima Lui către poporul Domnului, către adevărul Domnului, către planul Domnului și numele Domnului să fie înălțat peste toate. Amin. Fratele Viorel mi-a adus aminte că și soția mea este aici pentru că a avut grijă să nu mă lungesc cu predica. Și trag nădejde să fiu cel care termină la timp. În dimineața asta l-am ascultat pe fratele vorbind despre cuvinte care reflectă atitudinea și noi știm din Sfânta Scriptură că de fapt orice lucru Dumnezeu îl judecă după atitudine. Și gândurile, și vorbele, și faptele, și situațiile, și împrejurările, toate sunt judecate în definitiv după atitudine. Și dacă stăm înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea potrivită, putem căpăta de la Domnul binecuvântarea și putem să avem de la Domnul și asigurarea veșniciei. Fratele termina cu acest verset 11 din capitolul 20 din cartea Apocalipsa. L-am luat ca pe un semn, pentru că discutam cu dânsul și spunea: cred că s-o găsiți posibilitatea să vă legați și să mergeți mai departe cu mesajul. Aș vrea în dimineața aceasta, dacă ne pune Dumnezeu această atenționare pe cugetul nostru și ne spune ca din iureșul, din alergarea vremii și din tulburarea în care se află lumea acum, să vedem stopul ăsta pus de Dumnezeu la Psalmul 46: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri și eu stăpânesc peste pământ. Ne mai spune la Deuteronom: eu dau viață și eu o iau. Apoi Dumnezeu ne-a adus aminte în dimineața asta cum să ne comportăm când este vorba de comunicare, când este vorba de evaluare, când este vorba de cuvintele pe care Dumnezeu ni le-a dat să le folosim așa cum se cuvine,
pentru că toate vor fi cântărite, toate sunt monitorizate, toate sunt undeva înregistrate și din toate acestea Dumnezeu va hotărî practic veșnicia pentru fiecare din noi. Noi suntem chemați să ne mărturisim credința în Domnul Iisus și să ne pocăim de păcate, dar dacă ajungem cu atitudinea și viața să mărturisim necredința, atunci pecetluim veșnicia în sensul negativ. Aș vrea însă în dimineața aceasta să mergem mai departe și să ne îndreptăm mintea noastră, inima noastră și privirile noastre spre viitorul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi. Și aș vrea să vorbesc despre dorul de Ierusalim. Pentru că, în definitiv, dincolo de tronul ăla de judecată, dincolo de cărțile care se vor deschide, dincolo de împărțirea turmelor pe care o va face marele judecător și marele nostru păstor, cuvântul lui Dumnezeu spune că există o nouă creație și există un loc care așteaptă pe copiii lui Dumnezeu, noul Ierusalim. Ierusalimul a avut în planul lui Dumnezeu un loc special, a avut o greutate specială, a avut ceva cu totul deosebit și important în toată planificarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru istorie și pentru veșnicie. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim Ierusalimul prima dată în Cartea Geneza. După ce Lot s-a despărțit de Avram și cu fiecare pas pe care l-a făcut în îndepărtarea de Avram și de altar, Lot s-a apropiat de lume, s-a învecinat în mod periculos cu lumea, a intrat în lumea Sodomei, s-a încuscrit și s-a amestecat cu ea și mânia lui Dumnezeu rostită peste Sodoma a venit și peste casa și peste familia lui Lot. Avram însă n-a uitat frăția dintre cei doi și ca un om care ne învață că trebuie să luptăm până la capăt pentru recuperarea fiecărui căzut și să oferim o șansă și la cel mai nenorocit și mai ticălos care a căzut în păcate dintre noi, Avram se duce în salvarea fratelui său Lot, reușește să recupereze totul, îl aduce pe Lot înapoi și se întâlnește cu un personaj interesant în Valea Șave sau Valea Împăratului. Acolo s-a întâlnit cu Melchisedec și cuvântul spune despre omul acesta că era preot al Dumnezeului celui preanalt și era împărat al Salemului, o localitate mai veche a Ierusalimului. În momentul când ne gândim la calitatea acestui om, la slujba lui, la funcția lui, vedem că de fapt există un loc pe pământ unde Dumnezeu are un altar spre care privește cu îndurare și așteptare sfântă, de unde se înalță către Dumnezeu jertfe, pentru că are un om care are o ungere preoțească acolo, recunoscută de Dumnezeu. Și cinul acesta preoțesc sau rânduiala după care este ordinat, hirotonisit ca preot, dacă vrem, Melchisedec, este o ordinare specială care este remarcată, recunoscută, menționată și în cazul Domnului Iisus Hristos. Adică fără început, fără predecesor și fără precursor, fără urmaș, Domnul Iisus Hristos este ilustrat prin Melchisedec ca un preot unic și are un loc în Ierusalimul vechi unde aduce jertfă. Acolo putem să spunem că este o ambasadă a cerului, este o scară care se coboară și face legătura între cer și pământ. Acolo Dumnezeu vorbește și este gata să asculte pe închinătorul care vine înaintea lui. Mergem în istorie mai departe și vedem pe copiii lui Israel trecuți prin cuptorul Egiptului să devină o națiune, se întorc înapoi în Țara Sfântă, în Canaanul făgăduit și dat ca moștenire de Dumnezeu lui Avram și seminției lui.
Și când se întorc înapoi, cuvântul spune la Iosua, capitolul 15, versetul 63, că fiii lui Iuda n-au reușit să alunge pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Și iebusiții ăștia, zice scriitorul cărții, au rămas acolo până în ziua de azi. Cred că avem aici ilustrată zădărnicia sforțărilor sau a încercărilor omenești, când nu-i sprijinul, când nu-i ajutorul Domnului și când nu-i însoțirea pe care Dumnezeu ne-o recomandă, când spune nu e bine ca omul să fie singur. Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și avem o lecție aici prin faptul că fiii lui Iuda n-au reușit să intre în moștenirea pe care Dumnezeu de fapt o dăduse pentru ei. Dar mergem la capitolul 1 din Cartea Judecători și vedem pe Simeon și pe Iuda că înjugă împreună, că pornesc împreună într-o bătălie, că iau o inițiativă sfântă și spun hai să ne urcăm împreună și să cucerim cetățile date căzute la împărțeală prin sorți și să putem într-adevăr să consolidăm moștenirea noastră. Și de data aceasta, Ierusalimul este biruit, iebusiții sunt alungați de acolo, copiii lui Iuda pot să intre în moștenire și pot să ocupe Ierusalimul. Și iar avem o învățătură sfântă, ilustrată figurativ în Vechiul Testament, scris pentru învățătura noastră, zice Pavel. Adică, când doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. De aia ne cheamă Dumnezeu din fața internetului la părtășie frățească. Ne cheamă la însoțire. Ne cheamă la a duce sarcinile unei altora și a purta sarcinile unei altora. Frate, roagă-te cu mine pentru problema asta. Soră, ține o zi de post cu mine pentru ca să am biruință în problema asta. Doamne, ajută-ne să vedem că, mai ales pe plan spiritual, unirea face puterea și aduce rezolvarea. Dar ne spune cuvântul iarăși ceva de învățătură pentru noi. Nu s-au grăbit fiii lui Iuda să ocupe Ierusalimul. L-au lăsat părăsit. Au uitat, poate, să n-au simțit călăuzire pentru importanța lui. Și foarte curând vedem că iebusiții ăștia s-au întors înapoi la Ierusalim. Și asta ne aduce aminte de ce spune Domnul Iisus. Vine o zi a cercetării, când Duhul lui Dumnezeu biruiește, puterea cuvântului și puterea Duhului fac curățenie în viața unui om. Și omul este eliberat și ființa lui este curățită. Și arată imaginea unei case gata, pregătită pentru a-și primi locatarul. Dar dacă ea rămâne goală, zice cuvântul, prin locuri pustii și fără apă, umblă bezmetic duhul ăla, dar are, la un moment dat, gândul ăsta, mă întorc înapoi. Duhuri care nu renunță. Mă întorc înapoi la omul ăla pe care l-am împătimit, pe care l-am robit, de care m-am folosit ca de o unealtă murdară atâta vreme. Și dacă găsește casa aia deschisă și liberă, nu intră, dar se duce și mai ia alte 7 duhuri și vin apoi să ocupe ființa aia din nou, și starea din urmă a omului ajunge mai rea decât cea din tâi. Frații care sunt mai înziliți ca mine și mai albiți ca mine ar putea da multe exemple grăitoare despre oameni care au căzut de la credință, n-au păstrat credința într-un cuget curat, nu s-au asigurat de domnia Domnului Iisus și de stăpânirea Duhului Sfânt în ființa lor și au ajuns hulitori și batjocoritori și împietriți și mărturii rele și păguboase au adus lucrării lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi, nu ne lăsa să cădem. Ne ducem în continuare la Cartea Judecătorilor și mai spune cuvântul ceva când ne uităm la istoria Ierusalimului. Fiii lui Beniamin au lăsat pe iebusiți să locuiască împreună cu ei la Ierusalim.
Au venit acolo fiii lui Beniamin și au locuit în Ierusalimul ăsta, pe care nu l-a ocupat Iuda. Dar au făcut un pustiu de bine, zicem noi românește, și au lăsat și pe iebusiți să locuiască împreună cu ei. Și dacă îi găsim împreună la Ierusalim, ne ducem la a doua carte a lui Samuel și momentul când David are călăuzire din partea Domnului să dea din nou importanța cuvenită Ierusalimului și vrea să intre în Ierusalim și vrea să ocupe moștenirea pentru Iuda. Iebusiții sunt atât de întăriți în Ierusalim, atât de fortificați încât îl sfidează de la înălțimea zidurilor. Se cred invicibili, impenetrabili și spun, cu niciun chip nu vei intra aici. Fraților, spune o vorbă de-a noastră românească, pe cel care nu-l lași să moară, nu te lasă, nu te lasă să trăiești. În momentul când te joci cu păcatul, în momentul când lași păcatul să ocupe doar un ungher undeva nevăzut, ascuns, întunecat în viața ta, păcatul ăsta la un moment dat poate să se amplifice, poate să prindă putere, poate să crească și poate să ajungă să pună stăpânire și să împătimească și să vicieze viața ta spre nenorocirea ta veșnică. Doamne, nu ne lăsa să ajungem într-o asemenea stare. Stau acum de acolo de sus fiii iebusiților și spun lui David, până și orbii, zice, și șchiopii ți se vor împotrivi. N-ai șansă să intri aici. De multe ori vrăjmașul folosește tactica asta, provoacă cu aroganță, dar mincinos în același timp, pe cei care pornesc spre o inițiativă bună, pe cei care au un gând bun, pe cei care vor să iau o cale bună pentru veșnicia lor, pentru sufletul lor. Nu vezi câți au încercat? Nu vezi de câte ori te-ai chinuit? Nu vezi câți au căzut? N-ai nicio șansă. Mai degrabă trăiește-ți viața aici, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, aici e iadul și aici e raiul. Nu trebuie să-l credem pe cel rău. El totdeauna a fost mincinos și tată al minciunii. David este omul care știe că Dumnezeu l-a trimis acolo. Și David lansează el o provocare și spune, cine va pune mâna pe cetate, cine reușește să intre primul, va fi căpetenie și domn. Și Ioab, fiul Țeruiei, vărul lui David, câștigă poziția de general, de căpetenie de armată, pentru că reușește să se infiltreze primul. Se pare că a găsit undeva o spărtură, a găsit undeva un canal, a găsit undeva un tunel pe dedesubt și a reușit să se infiltreze în cetate. Și au pus mâna pe cetate. Și atunci David zice, unde-s orbi și șchiopii ăia? Luați-i și aruncați-i în canal pe ei. A stupat tunelul ăla cu oasele lor. Tot au zis că ei sunt cei care sunt în stare să apere cetatea din cuvintele lor, judecații. Aruncați-i pe toți în tunelul ăla. Și cu osemintele lor se pare că au înfundat canalul ăla ca să nu mai intre nimeni pe acolo niciodată. Și a rămas o lege în Israel. Orbu și șchiopu n-au ce căuta în casa Domnului. Dar istoria merge mai departe. Și cuvântul Domnului ne arată că acum Ierusalimul devine adunare pentru cele 12 triburi ale lui Israel. Devine locul capitală. Acolo este așezat cortul întâlnirii. Acolo mai târziu Solomon va zidi templu. Orașul acesta devine locul cel mai important pentru toți copiii lui Israel. Cel puțin de 3 ori pe an se adunau la Ierusalim, petreceau zile de neuitat. În asemenea zile, Ierusalimul era numai îmbrățișări, numai sărutări, numai veselie, numai bucurie, numai băuturi dulci, numai mâncăruri grase, cum spune Scriptura. Făceau ramuri de ramuri, colibe din alea și petreceau pur și simplu în bucurii de nedescris. În momentul când se adunau toți la casa Domnului, în momentul când se întruneau toate condițiile pentru jertfa de pe altar,
În momentul când marele preot și leviții urcau cu toată procesiunea aia și din treaptă în treaptă cântau psalmii treptelor, în momentul când Dumnezeu se îndura și cobora focul pe jertfă, în momentul când slava lui Dumnezeu umplea templu, umplea casa lui Dumnezeu, nu mai știai unde-i cerul și unde-i pământul. Pentru că cele două pur și simplu se contopeau într-un singur tot. Se întorceau înapoi acasă părinții, se întorceau acasă și povesteau peste ani bunicii despre ce au întâlnit, ce au văzut ei, ce au experimentat ei la Ierusalim. În mintea oricărui copil al lui Israel era dorul ăsta, dorința asta, să cresc mare, să mă duc și eu cu tata, să mă duc și eu cu mama la Ierusalim, să văd Ierusalimul. Bucuria fiecăruia dintre ei. Și așa cum spune la un moment dat cuvântul, bucuria întregului pământ, Sionul, Ierusalimul. Dar din cauza neascultării, din cauza că au intrat în rutină, și hai să fim și mai specifici, din cauza că la un moment dat s-o fi gândit, nu mai suntem relevanți. Părem prea ciudați pentru oamenii ăștia dacă suntem cu totul deosebiți. Hai să mai împrumutăm de la ei. Au luat și au amestecat lucrurile. Au luat și au împrumutat din păgânismul popoarelor străine. Au uitat de Dumnezeul lui Israel. Au început să se uite jertfele de la templu. Atâta osteneală, atâta oboseală, atâtea complicații, cum remarca și fratele. Și din cauza asta au adunat norii mâniei lui Dumnezeu peste ei. Și a venit ziua când Dumnezeu a hotărât că Ierusalimul trebuie pur și simplu curățit din temelii, că nu se mai poate. Și am citit altădată din cartea lui Ieremia, capitolul 52, a venit Nebuzaradan la ordinul lui Nebucadnețar, a dărâmat templu, a dărâmat casele mari, au dărâmat Ierusalimului până în temelii. Poporul a fost luat și dus în robie, dus departe de țară, dus departe de cetatea lor preiubită, pentru 70 de ani, duși în robia Babilonului. Și acum ascultați-i care-s gândurile lor și care-s vorbele lor acolo în Babilon. Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări, asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Dorul de Ierusalim ardea ca focul pe miriște în inima lor. Tânjeau după țară, tânjeau după Canaan, tânjeau după locurile lor de acasă, dar mai presus de toate îi chinuia dorul după Ierusalim. Au ajuns acolo și asupritorii le cereau cântări, au ascuns harfele în sălcii să nu mai știe nimeni că sunt muzicanți. Nu puteau să cânte. Cuvântul spune, cel cu inima bună să laude pe Domnul, dar inima lor era plină de amar, plină de durere, plină de dor după Ierusalim. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să nu mai știu să port degetele pe harfă, să nu mai știu să mai lucrez ceea ce lucrez cu mâna dreaptă, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Fraților, s-ar merita să ne oprim și să ne gândim pentru noi, care-i culmea bucuriei noastre? Când am trăit
cea mai înaltă, cea mai deplină bucurie. Mi-aduc aminte de un frate când i s-a întors după ani feciorul din America acasă. Nu credea că o să-l mai vadă. Dar când s-a întors acasă, țin minte că m-am oprit la poarta lui, mi-a ieșit la poartă luminat de bucurie și a zis: am o bucurie necrăită. Mi s-a întors feciorul acasă. Era culmea bucuriei pentru el. Care-i culmea bucuriei pentru noi? Pentru ei era Sionul, era Ierusalimul. De acolo venea legea Domnului, de acolo venea cuvântul. Acolo era închinare, acolo era întâlnirea cu Domnul, acolo era altarul. Pentru noi casa Domnului, părtășia frățească, adunările binecuvântate de prezența lui Dumnezeu ar trebui să fie culmea bucuriei noastre. Doamne, ajută-ne la asta! Au plâns 70 de ani, dar anii au trecut. Dumnezeu s-a îndurat, s-a ținut de făgăduință, pentru că avem un Dumnezeu de cuvânt. Și Psalmul 126 ne arată altă stare sufletească în legătură cu Ierusalimul. Când a adus Domnul înapoi pe prinși de război ai Sionului, parcă visam, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut lucruri mari pentru ei. Da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie, slăvit să fie Domnul. I-a adus înapoi acasă, i-a adus înapoi în Sion, i-a adus înapoi la Ierusalim. Dorul lor s-a împlinit. Când a venit ziua și au pus piatra de temelie a templului, Scriptura spune că bătrânii care văzuseră și celălalt templu și-au trecut prin robie și acum s-au întors acasă ca bătrâni. Nu mai puteau face mare lucru pentru construcție, dar puteau să arate entuziasmul ăla angajant, cu pasiune, cu dăruire pentru lucrare. Și spune cuvântul: lacrimile de jale în amintirea templului care a fost și cu lacrimile de bucurie că începe rezidirea templului s-au amestecat împreună. Și a fost acolo niște trăiri sufletești care s-au îmbinat într-un mod extraordinar, greu de realizat. Doamne, mare-i legătura acestor oameni cu Ierusalimul, dorul de Ierusalim. Dar nu numai ei au trăit dorul de Ierusalim și iubirea de Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce în Noul Testament și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos privind din nou la Ierusalim într-o zi de sărbătoare. Din nou sunt îmbrățișări și bucurie, sunt sărutări sfinte în Ierusalim. Din nou este pregătită ceremonia, din nou se pregătesc jertfele, din nou strălucește impozantă casa lui Dumnezeu, împodobită în aur, mai mare parcă și mai pur și simplu mult mai folositoare decât cea de altă dată. Dar ce folos? Un Ierusalim care n-are loc pentru Hristos, n-are loc pentru trimisul lui Dumnezeu. Un Ierusalim în care poporul rămâne însetat, în care trebuie să se audă provocarea Domnului: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Praznicul de la Ierusalim nu mai avea slava de altă dată, binecuvântarea de altă dată, trăirile înalte de altă dată. Și Domnul Iisus plânge pentru Ierusalim. De câte ori, Ierusalime, n-am vrut să te strâng cum strânge cloșca pui. Fraților, merită să ne asigurăm permanent la fiecare serviciu divin de prezența Domnului între noi. Merită mereu ca oameni cu Duhul trezit să-i ceară Domnului ca la fiecare oră de rugăciune să se îndure Domnul și să coboare focul pe jertfă. Să fie într-adevăr legătura dintre cer și pământ și să coboare Sionul între noi. Trebuie să ne asigurăm că Domnul are loc între noi, că nu stă la ziduri,
că nu plânge în afara lor. Pentru că acum Domnul Iisus spune: Ierusalime, vor veni zile când te vor înconjura cu șanțuri din nou. Te vor face una cu pământul. Vor veni zile când nu va rămâne din tine piatră pe piatră, Ierusalime. N-ai cunoscut vremea cercetării tale. Plânge pentru Ierusalim, o cetate a cărților, dar care nu pricepea din toate cărțile că Iisus a venit între ei. O cetate care trebuia să fie a păcii și Ierusalimul nu se bucura de pace. O cetate care îi impunea prin ziduri o putere extraordinară, dar ei erau lipsiți de putere. Doamne, ai milă! Și vine anul 70 și tot ce a spus Domnul Iisus se împlinește. Și Ierusalimul este din nou devastat. Zidurile sunt din nou pur și simplu spulberate de mașinile romane. Templul este ars, zidurile dărâmate, nu rămâne piatră pe piatră. Copiii lui Israel sunt luați și împrăștiați și ajung deportați, ajung emigranți până la marginile pământului. Fugăriți de toți, prigoniți de toți, urâți de toți, nu se pot integra niciunde, progromuri, nopți de cristal, holocaust, cuptoare fumegânde. Asta este istoria lor printre neamuri. Au început însă să se adune și cel puțin înainte de seara sabatului stăteau la lumini și povesteau istoria lor și povesteau de trecutul lor și de obârșea lor și de planul lui Dumnezeu cu ei și povesteau de Ierusalim, povesteau de templu, povesteau de Sion, povesteau de cetatea lor prea iubită. Și când ajungeau să se despartă, în loc să spună bai, în loc să spună la revedere, se salutau unul pe altul și spuneau: la anul, la Ierusalim. Să dea Iehova al nostru ca la anul, să nu mai fim străini, să nu mai fim oameni fără țară, să avem și noi moștenirea noastră, să avem Ierusalimul nostru, să ne întoarcem înapoi în Sion, cum spun prorocii noștri, să fim și noi acasă și nu printre străini. La sfârșitul secolului XIX, începe la Focșani mișcarea sionistă a evreilor. Încep să simtă din nou dorul de țară, dorul de Sion, dorul de Ierusalim. Se adună în Elveția la congres și Theodor Herzl spune: este nevoie să avem și noi țara noastră. E o nevoie la nivel mondial. Pentru că a spus Dumnezeu: veți fi înțelepciunea popoarelor, savanților, descoper lucruri noi, fac invenții, inovații, descoperă substanțe chimice atât de necesare pentru construcții, pentru armate, pentru războaie. Și la un moment dat, asemenea oameni de valoare, de renume, reușesc să stea de vorbă cu cei care hotărau istoria lumii atunci, bineînțeles, sub cărmuirea lui Dumnezeu. Și reușesc la un moment dat să-i convingă pe aceștia că este nevoie să se întoarcă în țara lor, că trebuie să se întoarcă în țara lor. Vine un an de jubileu, anul 1917. Și în anul acela armata engleză a înconjurat Ierusalimul. Ierusalimul care de sute de ani e stăpânit de musulmani. Are călăuzire generalul Allenby să trimită avioane pe deasupra orașului. Și avioanele ăștia i-au speriat pe turci. Se susține că din ele la un moment dat au dat drumul la înștiințări, la flyere și au căzut de acolo de sus manifestele alea pe care scria: predați-vă să rămâneți în viață, predați cetatea și puteți pleca fără să vi se întâmple nimic. Dacă a fost adevărat că s-a iscălit generalul Allenby acolo și se pare că turcii au citit Allah Bey și au zis: asta vine de sus, de la Allah,
vorbește un fiu al lui Allah, s-au speriat până acolo încât au hotărât să predea Ierusalimul. E o providență a lui Dumnezeu, pentru că era nevoie ca zidurile să rămână în picioare. Era nevoie ca să rămână poarta aceea peste care nu va trece nimeni până la venirea mirelui. Totul este pregătit ca să se împlinească ce spune Domnul. Și când turcii au deschis cetatea, când a fost arborat steagul alb, a venit ziua când generalul s-a pregătit să ia Ierusalimul în stăpânire. Călare pe un cal alb cu armata aliniată pentru paradă, generalul Allenby s-a oprit în fața porții Iafa. Acolo Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat și a spus: nu poți să intri călare aici pe cal ca un biruitor. Și el s-a dat jos. A zis: împăratul meu a intrat călare pe un măgăruș. Nu pot să-mi permit să arăt mai impozant decât el. A dat calul înapoi și smerit a intrat pe jos în Ierusalim, a preluat Ierusalimul și s-a făcut un pas important înainte în planul lui Dumnezeu. Vor mai trece încă 50 de ani și va veni un alt an de jubileu, 1967. De data aceasta, de sus, din cer, nu mai cad hârtii. De data aceasta cad parașutiștii. O mână de oameni care sunt parașutați în Ierusalim. Oamenii aceștia, lângă care luptă cete de îngeri, iau în stăpânire cetatea Ierusalimului. Pentru că a venit vremea când Dumnezeu trebuie să dea Ierusalimul înapoi. Eram în Ierusalim și un ghid spunea: în 1967, parașutiștii noștri au ocupat Ierusalimul. Și l-am oprit și am spus: nu ai dreptate. Și el, contrariat, a zis: cum n-am dreptate? Am zis: nu l-au ocupat, l-au eliberat. Și a lăcrămat de bucurie, s-a înroșit emoționat și a zis: tu ai dreptate. Nu l-au ocupat, l-au eliberat, pentru că era nostru. Ceilalți îl țineau sub ocupație. Dar acum l-am primit înapoi. Acum zice: rămânem aici și de aici nu ne va mai duce nimeni niciodată. Și nu vom mai pleca niciodată. Am vrea să rămân așa cum spun ei. Încă nu se pot bucura de pace până nu-L recunosc pe Domnul Iisus. Dar dacă ei nu mai vor să plece din Ierusalim, fratele a citit un verset aici care spune că Ierusalimul va pleca de la ei. Am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel care ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Va veni ziua când cerul de deasupra și pământul de desubt vor fugi din fața ochilor lui Dumnezeu. Pentru că în cerul ăla de sus s-a zămislit nelegiuirea în inima lui Lucifer. Pentru că această nelegiuire a cuprins și pe alți îngeri și s-au răzvrătit și au intrat în rebeliune înaintea lui Dumnezeu. Dar au fost alungați de acolo. Pentru că pământul ăsta a fost murdărit și pângărit de atâta păcat, de atâta nelegiuire. Din fața ochilor care nu pot privi răul, pământul și cerul vor lua-o la fugă în direcția opusă. Isaia spune: așa cum mai strânge o haină sau o carte, cum mai strânge o sul, așa vor dispărea. Savanții spun: într-o imensă gaură neagră, unde materia pur și simplu dispare, intră să fie antimaterie și nu pot explica mai departe. Atâta pot să înțeleg câtă dreptate are cuvântul. Dar apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, zice Ioan. Am văzut din nou planeta noastră, zice Ioan, dar nu mai era planeta albastră. Marea nu mai era. Era un alt pământ. Era cu totul nou. Și apoi, zice Ioan, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu o mare farfurie zburătoare.
o navă interplanetară. Ioan nu poate folosi asemenea cuvinte. N-are asemenea termeni. Nu cunoaște încă un asemenea limbaj în vremea lui, pescarul ăsta simplu, dar care a umblat cu Domnul Iisus Hristos. Dar Ioan zice, am văzut coborându-se din sus, din cer, noul Ierusalim. Era gătit ca o mireasă. Știți cum se gătesc miresele la noi, la orientali? Tot felul de lucruri, tot felul de zorzoane. Așa era împodobit Ierusalimul. Și am auzit un glas. Și glasul ăsta spunea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui, Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Fraților, mă gândeam că am fost în lumea asta în multe locuri frumoase. Am văzut lucruri extraordinare. Ai ocazia în America asta și în alte părți să vezi lucruri care pur și simplu parcă întrec închipuirea și totuși au fost închipuite de oameni. Întâi ei le-au închipuit în mintea lor și apoi le-au proiectat toate. Unele din cele mai frumoase locuri care le-am văzut sunt orașele bătrânilor, orașele seniorilor, locuri care au fost construite special pentru pensionari. Și mai ales sunt asemenea locuri când e vorba de pensionarii bogați, de milionari. Ce n-au fost în stare să-și facă oamenii ăștia cu bani pentru ca să mai petreacă în tihnă ultimii ani a vieții lor? Ceva cu totul de vis. Grădinile, lacurile, bărcile alea care ies de sub casele lor, aleile alea, păsările de acolo, liniștea, ordinea, tihna, siguranța de acolo, ceva cu totul deosebit. Dar aș vrea să mergem cu gândul mai departe și să ne întrebăm, oare unde are de gând Dumnezeu? Nu va ieși la pensie. Dar se va termina la un moment dat cu toată istoria asta zbuciumată a pământului. Se va termina și cu islamul, se va termina și cu Putin, se va termina cu toate rebeliunile, se va termina cu toată vermuiala asta de pe fața pământului, cu tot Halloween-ul ăsta. Doamne, după ce se va termina totul? După ce în sfârșit vom ajunge la ceea ce înseamnă Omega? Doamne, unde ai de gând să-ți petrezi veșnicia? În liniștea aia și în pacea aia și în fericirea aia deplină. Și știți ce spune Domnul? În primul rând aș vrea să vă dați seama că v-am creat pe voi pentru că n-am vrut să petrec veșnicia singur. Și cea mai mare bucurie a mea este că voi petrece veșnicia cu voi. Și pentru voi, ca și pentru mine, am pregătit un alt Ierusalim acolo sus. Nu i-am dat voie lui Pavel să încerce să se bâlbâie în cuvinte. Oricum n-ar fi putut explica tot ce a văzut acolo. Dar gândiți-vă de ce am fost în stare în toată istoria asta a omenirii. Gândiți-vă cam ce loc am pregătit pentru voi. O cetate minunată. O cetate despre care nu putem să citim totul azi. Ne uităm la cetatea asta și vedem porți dintr-un mărgăritar întreg. Ne uităm la cetatea asta și vedem că cele 12 petricele care erau pe peptarul marelui preot au crescut cu numele celor 12 apostoli pe ele. Fiecare piatră arăta o seminție din Vechiul Testament, dar fiecare nume scris pe o asemenea piatră imensă arată un numele unui apostol din Noul Testament. Și 12 pietre de astea sunt puse una peste alta la temelia cetății Ierusalimului. Câte 3 porți de cetate în fiecare parte a cetății. O cetate în care să aveți loc cu toții. Versetul 17 zice, după măsura oamenilor, căci cu măsura asta măsura îngerul. Când dă dimensiunile cetății, lungimea, lărgimea și înălțimea, 12.000 de prăjini, a zis Cornelescu. La noi, la Botoșani, prăjină era o măsură cu care se măsura pământul. În altă parte spune iugăre sau alt limbaj.
Dar în original spune stadii. După stadiile astea, a căror dimensiune se cunoaște, cetatea asta, fraților, avea 2400 de kilometri în lungime. L-am pus pe ginerile meu la Paris, spune-mi și îmi pune muleacă GPS-ul până la Ipotești. 2400 și ceva de kilometri. Dar drumul e cotit, trebuie să mergi, să urci prin fel de fel de înălțimi și așa mai departe. Dacă pui în linie dreaptă, e mai lungă distanța decât de la Gibraltar, din capul Europei până la Urali. Până unde ține Europa, acolo în Rusia. Gândiți-vă. Dar dacă pui și lărgimea la fel, în cap 4-5 Europe una lângă alta. Dacă mai pui și înălțimea, vă dați seama cât spațiu este acolo? N-are dreptate Domnul să spună, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, sunt destule locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc. Când vorbești cu cei de la Londra, îi spun, noi suntem consăteni cu regina. Da, regina locuiește cu ei acolo, când îi steagul pe castel. Dar când vom fi întrebați noi, dar voi unde locuiți? Unde aveți de gând să petreceți veșnicia? Unde te muți când ești la pensie ca predicator? În Nou Ierusalim mă mut. Am să fiu consătean cu Domnul. Am să stau în aceeași cetate cu El. În momentul când voi sta la poartă prima dată, se vor șterge lacrimile, se vor termina tânguirile, năcazurile, ședințele de comitet, adunările generale, alegerile. Tot ce te doare la suflet, la inimă, tot ce e povară acum, tot ce te face să lăcrimezi și să umbli și să stai și să frămânți mintea, Doamne, cum să ieși din asta, totul se va termina. Orice boală, orice suferință. Fraților, mi-e dor de Ierusalim. În ziua asta aș vrea să stăm să ne gândim ce avem de făcut, să ne mutăm contul acolo, să ne mutăm averea acolo, să ne mutăm comoara noastră acolo, pentru ca și inima noastră să fie acolo. Să ne mutăm inima în Noul Ierusalim, să simțim în noi dorul de Ierusalim, să cântăm mai mult, să compunem mai mult despre Noul Ierusalim. Avram și alții făceau cu mâna către cer la Noul Ierusalim și Scriptura spune, nu vor intra ei fără noi. Vom ajunge la poartă să intrăm odată cu ei. Și fratele Wulbrand spunea, pentru că va fi aglomerație, cred că acolo la porți, am stat de vorbă cu Bințea, cu soția mea și am spus, Bințea, dacă unul din noi moare, să rămânem înțeleși de acum. Dacă trebuie să ne despartă moartea, când va fi vorba să intrăm în Ierusalim, eu te aștept la poarta lui Beniamin. Te aștept la poarta lui Beniamin. Să ne întâlnim acolo și să intrăm în cetate. Stăteam de vorbă cu fratele Aurel Băli și am spus, frate Aurel, eu am ales și eu poarta lui Beniamin, că stângaci. Și ăștia din neamul lui Beniamin spune că erau niște stângaci tare iscusiți. Și când era vorba să arunce cu piatra din praștie și când era vorba să lupte sau să lucreze. Și am hotărât să mă întâlnesc și cu el la poarta lui Beniamin. Fraților, stați de vorbă cu copiii voștri, stați de vorbă cu nepoții voștri. Am de gând să stau de vorbă cu nepotul meu și să-i spun, dacă într-o zi se va întâmpla bunicul să plece și nu ne mai vedem aici, eu te aștept la poarta lui Beniamin. Ai grijă cum trăiești, ai grijă ce cale apuci, ai grijă ce convingere, ce credință lași să stăpânească viața. Dar ne dăm întâlnire în Noul Ierusalim, să ne vedem acolo, în cetatea aceea, așa de minunată. Aș vrea să închei, dar mă rog înainte de încheiere, ca Duhul despre care vorbește Apocalipsa, Duhul care stăpânește mireasa, Duhul care este în același ton cu mireasa, să ne stăpânească inima fiecăruia din noi, să putem spune privind spre Noul Ierusalim cu credință, vino, Doamne Iisuse, vrem să ne întâlnim cu Tine și să ajungem cu Tine în Noul Ierusalim. Amin.